Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaș, rata șomajului înregistrat la finele lunii trecute la nivelul județului Sălaș a fost de 5,79%, mai mare față de luna precedentă. Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea găsirii și ocupării unui loc de muncă, acestea fiind de 79,3%. De asemenea, șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezintă 16,5%, iar cei cu studii universitare 4,2%. Din punct de vedere al structurii șomerilor pe grupe de vârstă, un număr de 1814 șomeri au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani, 1477 au peste 50 de ani, din categoria de vârstă cuprinsă între 30 și 40 de ani fac parte un număr de 1413 șomeri, din categoria tinerilor sub 25 de ani fac parte un număr de 977 de șomeri, iar 567 de șomeri au vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani. În funcție de mediul de proveniență, 4.701 șomeri au domiciliul în mediul rural, iar 1.547 sunt cu domiciliul în mediul urban. Potrivit reprezentanților AJOFM Sălaj, în cursul lunii ianuarie 2015 au intrat în evidența agenției un număr de 552 de persoane, din care 319 persoane șomeri indemnizați și 233 de persoane înregistrate ca șomeri neindemnizați.